Cei 77 de elevi de excepție ai Colegiului Național Gheorghe Țițeica și-au primit diplomele și medaliile obținute la concursul național de matematică Euclid într-un cadru festiv. Comisia de matematică din Mehedinți a decis să acorde și premiul special Sfântul Ioan Botezătorul, unei eleve care an de an a fost premiată la nivel național. Premiul constă într-o valoare de 500 de ron pe care îi acord cu această ocazie și o felicit și urez succes mai departe. Felicitări, Adriana, și... Sunt eleva acestei școli și mă bucur că am ales Colegiul Național Gheorghe Țițeica. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o la momentul respectiv. Acest premiu reprezintă un rezultat pozitiv. Florea Andrei, premiul 2, clasa a 5-a. Felicitări, Andrei! Succes mai departe și la naționala care te așteaptă. Cei mai buni elevi la matematică au obținut premii naționale an de an, iar modestia reprezintă una din principalele calități. Acest premiu este o verificare și a cunoștințelor și a muncii pe care am depus-o de-a lungul timpului. Este doar o etapă, vor urma altele, va urma Olimpiada Națională de Matematică, apoi bacalaureatul, admiterea la facultate. Sunt copii deosebiți, sunt copii deja calificați la câte trei naționale. Este foarte greu pentru ei, încă nu știu ce drum să apuce, dar sunt convinsă că ne vor reprezenta cu succes. Pentru majoritatea celor 77 de premianți la concursul național de matematică Euclid, urmează acum etapa a treia a competiției, care se va desfășura pe 5 mai.